În conformitate cu dispozițiile articolului 39 alineatul 1 din legea 15/2001, a fost convocat pentru astăzi 28/2016 în ședință ordinară a Consiliului Local. Convocat prin dispoziția primarului 74 din 21/4/2017. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenți 8. Lipsește domnul Popa, domnul Cer, domnul Cara. Fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Așa, având în vedere, să vă spun că la ședință participă ca invitații domnii de la Exclusiv TV Onești, doamna Cenan Narcisa, doamna Gherasimescu, am înțeles că și ea trebuie să vină sub puțin un referat, dar... Are inspecții. Are inspecții de la... Inspectorul de construcție și Pitereu. Da? Și domnul Neruștila. Având în vedere prevederile articolul 42 alineatul 5 din legea numărul 215, supus pe aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Este pentru, împotrivă, abține, deci procesul verbal la ședința anterioară a fost adoptat. Acum, conformitate cu prevederile articolul 41 din legea 215/2001, dar o să facem propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință în vederea conducerii lucrărilor în următoarele 3 luni. Dați-mi un pic. Da, domnul Codraru Remus. Propun ca pe domnul președinte, domnul Moise Cosme. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu, domnul Moise. Cine este pentru? Împotrivă? Deci domnul Moise Cosmin a fost ales președinte pe următoare 3 luni. Domnul președinte, vă rog să preluați conferatul. Da, mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru că o conduce lucrările ședinței, proponerilor legale și democratice. Se dă citire ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor hotărârii Consiliului Local al Comunei Ardeal numărul 7 din 21 martie 2013 privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Ardeal, județul Bacău, inițiator Victor Diaconu, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. Sunt cererile Consiliului. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1 din 2017, inițiator Victor Diaconu, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. Dacă mai sunt și alte hotărâri introdus pe ordine de zi. Da. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 427.650 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii funcționare pentru continuarea lucrărilor de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații. Inițiator Victor Diaconu, primarul Comunii, aviz Comisiei Reunite. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 40.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru amenajare șanțului privole carosabil punct Munteanu, modificarea listei de investiții pentru anul 2017 și a hotărârii Consiliului Local din numărul 22 din 30/3/2017. Inițiator Victor Diaconu, primarul Comunii, aviz Comisiei Reunite. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local Ardeoan. Inițiator Victor Diaconu, primarul Comunii, aviz Comisiei Reunite. Referatul cu numărul 327 din 24/4/2017 al doamnei Gherasimescu Luminița, informarea cu numărul 128/5/4/2017 și acordul de reabilitare numărul 129 din 4/4/2017, prezentat de SECE APREX Auto SRL, Valea Șoș și județul Bacău. Supun la vot proiectul ordinii de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, în unitate de vot că a fost aprobată ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local al Comunei Ardeal numărul 7 din 21 martie 2013, privind reorganizarea serviciului voluntar de situații de urgență al Comunii Ardeoan, județul Bacău, aviz Comisiei doamna Nicăi Cabrela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisia a vizat favorabil proiectul în forma prezentată.
Ok, da punctul domnului Merlușcu Ion, șef SVSU, pentru a prezenta raportul de specialitate, având această dată citire raportului. Subsemnatul Merlușcu Ion, în funcție de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență de casă primăriei, Comunei Ardeal de Cimacă. Avem de vedere ordinul numărul 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Articolul 3, alineat 1, litera A. Vă rog, anunțăm proiect de hotărâre a Consiliului Local privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, după cum urmează. Categoria serviciului voluntar pentru situații de urgență, C1, format din un șef serviciu, compartiment pentru prevenire sau specialist de prevenire și echipe specializate de intervenție 5 membri, înștiințare, alarmare 4 membri, deblocare, evacuare 5 membri, VIP, ajutor sanitar 3 membri. Serviciul voluntar pentru situații de urgență se reorganizează și în funcție de riscurile identificate în zona de competență, conform anexă numărul 5 din ordinea 96/2016, după cum urmează. Riscul de incendiu, că e vorba de risc de incendiu la nivelul comunei. Așa e clasificat prin ordinul 50. I2, cu construcții până la 2 etaje. Dacă era I3, erau construcții cu peste 2 etaje, așa că era I2. Operatori economici cu suprafață până la 300 de metri pătrați, depozite până la 500 de metri pătrați. Incendiu de pădure, IP1, unde e 25 până la 25% din teritoriul cu pădurii. Inundații, IN2, între 21 și 100 de gospodări care ar putea fi afectate. Noi, după calculele nostru, ultimele, de exemplu, anul trecut, în iunie, când au fost ultimele inundații, au fost cam 20. Și după ordinul 96, anexa 5, deci între 21 și 100. Să nu fie inundații. Și cu tremur, că asta nu avem ce face, densitate mai mică de 7 pe scara. Și ca și dotări în același ordin, dotări minime la categoria serviciului de C1 ar fi la I2 inundații, nu, la incendiu, zici că ar trebui auto special, dar aici sunt discuții la nivel de inspectorat, la termen scară strigătoare, la incendiu de pădure, ca și dotare, topoare, lopețe, rucsacă cu bidoane cu apă, drujbă, tractor cu plâng. De cam avem asta. Inundații IN2, între 21 și 100 de gospodării, cum a spus, ne trebuie motopompă, nu avem două, generatorul îl avem și mai zice de o barcă. Asta o vom vedea. Și la cutremur, ca și dotări, lopestre, acoape, topoare, foarfecă de tăiat fierbetă. După aprobarea reorganizării, o să întocmesc toate documentele care necesită reactualizare conform acestui ordin care stă la baza reorganizării. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnului Merușcu Ion. Dacă vreți cineva să ia cuvântul? Am ascultat cu toții ce a spus domnul Merușcu și aș vrea să-l întreb pe dânsul dacă și cred că ar fi bine și la Leutenești, acolo la școală, făcut un semipunct. Adică acolo, să fie niște târna cu ape, două lopeți, niște băturoaie. Adică ce-ar fi la prima intervenție. Da. Că venind de aici la Ardeoan și până arde, nu știu, la Scorțanul, că vorbesc la nivel de copii, sau Doamne ferește, la Ardeoan în sat. Niște chestii din astea. Așa, cam atât am adus. Da, eu cunosc problema, dar nu știu dacă vă aduceți aminte, domnul Merușcu, că am făcut și un curs în acest sens, da, nu? Da. Am fost trimis de către primărie în 2013. Specialist de prevenire. Da, pentru prevenire. Sunt de acord cu ce ați prezentat dumneavoastră și susțin problema ce a spus-o domnul... Un pichet. Noi cu un pichet, practic, un nisip e prevăzut și chiar cu nisip și cu... Asta îmi spune, cu trei cu nisip și tot ce trebuie pentru un găleț, da, o găleată, o cange din aia de, așa, de sprins, mă rog, ci, așa, o lopată, un târnacop, o rangă și așa mai departe, că sunt prevăzute în regulamentul dumneavoastră. Da. Sunt de acord cu ce ați prezentat dumneavoastră și aveți toată susținerea mea, în caz, dacă se mai poate.
Dacă nu se pun la vot proiectul de hotărâre de executiv, cine este pentru? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea executivului bugetului de venituri și cheltuieli, trimestrul 1 din 2017. Aviz Comisiei Euroite. Domnul Macadam Bucan, președinte al Comisiei de Prezentare, prezinte avizul Comisiilor Reunite. Da. Comisiile Reunite propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil. Dau cuvântul domnului Cernat Narcisa pentru prezentarea proiectului de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 49 alinia 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, în lunile aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în luna decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte să fie mai mare decât zero. În continuare vă prezint spre analiză execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul 1 al anului 2017, conform contului de execuție al bugetului local întocmit la 31 martie. În cadrul secțiunii funcționare, veniturile constau în impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare, unde planul conform bugetului este de 2000 lei încasări la 31 martie 1455, realizat 72,75%, cote și sume defalcate din impozitul pe venit planul 174.000 încasări, 161.367,79, reprezentând 92,74%. Impozite și taxe pe proprietate, plan 81.500, încasări 154.597,75, reprezentând 189,69%, din care impozit clădiri de la persoane fizice, plan 15.000, încasări 29.494, realizat 196,63%, plan 12.000, încasări 24.748, realizat 206,23%, impozit pe terenuri de la persoane fizice, plan 25.000, încasări 47.816, realizat 191,26%. Impozit terenuri de la persoane juridice, plan 3.000, încasări 5.762, realizat 192,07%. Impozit teren extrabilan, plan 25.000, încasări 43.865, realizat 175,46%. Taxă judiciară de timbru și alte taxe de timbru, plan 1000, încasări 1256,75, reprezentând 125,68%. Alte impozite și taxe pe proprietate, plan 500, încasări 1656, realizat 331,20%. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, plan 374.000, încasări 303.454 lei, reprezentând 81,14%, sume defalcate din TVA pentru drumuri, plan 9.000, încasări 9.000, realizat 100%, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 85.000, încasări 85.000, reprezentând 100%. Impozit pe mijloacele de transport, plan 27.070 lei, încasări 43.783, reprezentând 161,74%, din care impozit mijloace de transport ținute de persoane fizice, plan 25.000, încasări 40.582, reprezentând 162,33%, și impozit mijloace transport deținute de persoane juridice, plan 2070, încasări 3.201, reprezentând 154,64%. Alte impozite și taxe, plan 6.000, încasări 4.353,5, reprezentând 72,56%, venituri din concesiuni și închirieri, plan 1000, încasări 1496, reprezentând 149,6.
20%. Venituri din prestări servicii, plan 3.000, încasări 1.723, reprezentând 57,43%. Alte venituri din prestări servicii, plan 1.000, încasări 124 lei, reprezentând 12,4%. Taxe extrajudiciare de timbru, plan 3.000, încasări 591, reprezentând 19,7%. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, plan 30.000, încasări 38.064,50 lei, reprezentând 126,88%. Taxe speciale, plan 20.000, încasări 44.336, reprezentând 221,68%. Vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, plan minus 11.790, realizat 0. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, plan 9.000, încasări 8.900, reprezentând 98,89%. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, plan 32.040, încasări 0. Total venituri în cadrul secțiunii funcționare, conform bugetului, întocmit la nivelul trimestrului 1, planul este de 845.820 lei. Încasări realizate 858.245,54 lei, reprezentând 101,47%. Cheltuielile secțiunii funcționare sunt următoare. Pentru autorități executive, plan conform bugetului 226.170, cheltuieli efective 188.609,57 lei, reprezentând 83,39%. Din care cheltuieli de personal, plan 147.170 lei, cheltuieli efective 147.137, reprezentând 99,98%. Și bunuri și servicii, plan 79.000, cheltuieli efective 41.472,57, reprezentând 52,50%. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației, reprezentând contribuția noastră la instituționalizarea persoanelor cu handicap, plan 8.000, cheltuieli efective 1.961, reprezentând 24,51%. La capitolul Ordine Publică și Siguranță Națională, cheltuieli de personal, plan 3.990, cheltuieli efective 3.964, reprezentând 99,35%. La capitolul Învățământ, plan 247.800, cheltuieli efective 225.391,79, reprezentând 90,96%, din care cheltuieli de personal, plan 218.900, cheltuieli 216.030 lei, reprezentând 98,69%, bunuri și servicii, plan 24.470, cheltuieli 7.627,79, procent de 31,17%, asistență socială, plan 5.000, cheltuieli 2.300, reprezentând 46%, plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, plan minus 570 lei, cheltuieli minus 566 lei, reprezentând 99,30%. La cămine culturale, bunuri și servicii, planul la nivelul trimestrului 1 este de 860 lei, cheltuieli efective 0,55 lei, reprezentând 0,06%. La capitolul 68, asigurări și asistență socială, în plan 81.160, cheltuieli efective 81.024, reprezentând 99,83%, din care cheltuieli de personal, plan 17.840, cheltuieli 17.804, reprezentând 99,8%, și asistență socială, plan 54.320, cheltuieli 54.320, 100%. La asistență socială aferentă ajutorului social, plan 9.000, cheltuieli 8.900, reprezentând 98,89%. La iluminat public și electrificări rurale, bunuri și servicii, planul a fost de 12.500, cheltuielile 6.456,14, reprezentând 51,65%. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, bunuri și servicii, plan 62.040 lei, cheltuieli efective 0.
la salubritate, bunuri și servicii, planul este de 42.500, cheltuielile 12.338, reprezentând 29,03%. La drumuri și poduri, bunuri și servicii, plan trimestru 1, 10.000, cheltuieli efective 4.541,49, reprezentând 45,41%. Total cheltuieli secțiunea funcționare, plan 695.020, cheltuieli efective 524.286,54, reprezentând 75,43%. Excedentul secțiunii funcționare înregistrat la data de 31 martie 2017 este în sumă de 333.959 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, veniturile constau exclusiv din vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, unde planul la nivelul trimestrului 1 a fost de 11.790, încasări 0. La cheltuieli, prevederile la nivelul trimestrului 1 sunt în valoare de 123.580 lei, exclusiv la capitolul 84, drumuri și poduri. Cheltuielile efective au fost în valoare de 11.781 lei, reprezentând 9,53%. Mulțumim, domnule general, la acesta. Dacă vreți cineva să ia cuvântul? Da, nu putem să trecem nici mai mult mai încolo. Să apreciem munca desfășurată de către doamna contabilă Narcisa și să spunem acolo că încasările și plățile, chiar unele locuri au depășit peste 100%, nu? Așa este, doamna. Da. La preservicii am înțeles că acolo la bună e cu 20%. Nu, este vorba să încasa până acum. Deci până acum se încasa contravalarea serviciului de pază, da, care îi plăteam separat, deci acolo, de la ordine publică și s-a discutat în ședința. La preservicii. Anuarie, ei au trecut la administrație, nu mai fac pază, da, și atunci nu se va încasa. Am înțeles. Deci să stabilim la timp problema de încăsări, chiar foarte bine. Ne revenim. În general, în casă, masele sunt în, sigur că da, deci, primul trimis, în primul care stagnează. Execuția bugetară corespunde exact așa cum trebuie. Sunt de acord cu ce reprezentate de către doamna contabilă. Nu am nimic împotrivă. Am terminat. Dacă vreau să ia cuvântul, dacă nu se pune la vot forma proiectului de hotărâre, formă prezentat pe executiv. Cine este pentru? Împotrivă, reacția tine cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 428.650 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii funcționare pentru continuarea lucrărilor de repace a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specializare, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil. Dau cuvântul doamnei Cernat Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Propune spre aprobare utilizarea din excedentul bugetar al anului 2016 a sumei de 428.650 lei ca sursă de finanțare a secțiunii funcționare pentru continuarea lucrărilor de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații în anul 2016. Având în vedere faptul că din suma de 511.000 lei, reprezentând subvenții alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului prin hotărârea numărul 468 din 6 iulie 2016 pentru efectuarea unor lucrări de refacerea infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații, a fost utilizat în anul 2016 doar suma de 82.359,28 lei, rămânând neutilizată suma de 428.640,72 lei, pentru care solicităm aprobarea utilizării acesteia cu aceeași destinație pentru care a fost alocată până la finalizarea lucrărilor. Menționăm că suma neutilizată a fost reflectată în excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016, conform prevederilor articolului 25 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 99 din 15 decembrie 2016, privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.
Drept urmare, având în vedere prevederile articolului 25 din OUG 99, privind unele măsuri pentru salarizarea persoanelor plătite din fonduri publice, prorogarea unor termene și unele măsuri fiscal-bugetare, articolul 58, alineatul 1, litera B din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și adresa numărul 443.009 din 3 aprilie 2017 a Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 428.650 lei, provenind din excedentul anual al bugetului local în rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016, ce va fi utilizată ca finanțarea secțiunii funcționare pentru continuarea lucrărilor de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații, sumă ce va fi reflectată la capitolul 840301 drumuri și poduri, indicator 2002, reparații curente. Am înțeles din raportul prezentat de doamna că eu avem un excedent. Excedentul ăsta am să vorbim de domnul primar, să dai domnul vice aici și m-a adus să-ți dânsul. Nu mai putem continua cu niște problemele astea de care punem așa, cum le spune, cum scapă pe rigole. Rigole din asta, rigole. Banii ăștia ați primiți de anul trecut. Da. Deci suma... Da, 511.000. Da, așa, așa. S-a cheltuit parte din ea, din suma asta, 80 și nu știu cât, anul trecut. Deci ce-a rămas, se cheltuiește anul ăsta, strict pe calamități. Deci ce avem? Șanțul drumul. Deci... E stabilit. Avem 700 de metri pe Leuntenești, 1200 pe Ardeoare. Deci... Și acolo, dacă totul mi-e permis, acolo în deal la Parfen, ce-o cuiam, zicem noi, cum o să vină, mai, nu-i săpat prea adânc, nu știu dacă... Sau s-o prea rățit. Acolo o să fie, chiar dacă punem ceva zgură... Nu, așa pare acum. Asta e forma la săvătură, dar în momentul în care se va monta rigolele, deci... O să vină la forma inițială. Vine la forma inițială, se apropie de gard, deci nu... Nu, păi nu, asta nu păstrează drumul, deci nu o să fie nu, problemă. Chiar dacă o fi, zic eu așa, dacă o fi vreo problemă, iarnă, părerea mea, nu știu dacă e bună, acolo, de la Gheorghe Parfeni, înspre Ivor, mai putem lua o leată, că nu se întâmplă nicio minorocire, nu? Da, părerea da, mea. Cât ne permite... Că acolo, în vârf de pantă, vine cela ca să depășească, ca să poată să urce, ăla altul coboară da, și sunt niște da, chestii da, care țin de... Deci, și deci nu se poate face pe toată parcursul șanțului nu, nostru, nu. Respectăm proiectul cu tot. Da, bine, la mai acolo, cred că nu mai e. E cazul... Poate e stipulat atâta face. Da, spre exemplu, acolo la... Dar o să continuăm și prin fondul e care ne-a... Da, la Frăjescu, pe acolo a spus din 10 de ani, problema. Acolo cel puțin e critic și atunci dacă nu sunt refăcute... Din veniturile proprii o să continuăm și unde mai avem probleme. Că mai sunt, într-adevăr, vă dispuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Da. Am fost atent cu ce ați prezentat dumneavoastră și suma care vă spuneați dumneavoastră mai înainte, nu, deci nu se poate cheltui în altă parte, sub nicio formă. Deci asta înseamnă dreptul meu de fonduri cu de regionul. Am terminat. Sunt de acord. Banii au fost alocați exact conform procesului verbal care a fost întâlnit din comisia mixtă care da. S-a deplasat în teren, în urma inundațiilor. Deci, și deși, dacă spun șanț de la, eu știu, de la Diaconu, la Dospinescu, asta e trecut în procesul verbal, acolo se face, da, chiar dacă nu are continuitate. Deci noi vom încerca, din sumele pe care le mai avem noi în excedent sau, știu eu, la următoare rectificare, poate ne mai alocă și nouă Consiliul Județean, intenția chiar asta este de a continua cu rigolele, pentru că nu se poți se apuca să faci 100 de metri de asfalt, mai degrabă, faci șanțurile și cel puțin ai asigurate cât de cât. Ca să fim înțelegi? Da, da, dar, dar ca idee, deci acum contractul fiind făcut pe calamități, deci nu se poate merge de la un capăt la altul. Deci nu se poate intra sub nicio formă în suma de bani pentru altceva decât nu. Pentru destinația. Și destinația. Și cât e destinat, atât de am terminat. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, să pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? În unanimitate trecem la următorul punct al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 40.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru amenajarea șanturi cu rigole carosabile, punct Munteanu, modificarea listei de investiții pentru anul 2017 și a hotărârii Consiliului Local numărul 22 din 30.03.2017. Aviz Comisiei Reunite, doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisia a dat favorabil proiectul în forma prezentată. Dau cuvântul doamnei Cirinat Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Propun spre aprobarea utilizarea din excedentul anual al bugetului local de rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 a sumei de 40.000 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, precum și modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2017 și a hotărârii Consiliului Local numărul 22 din 30 martie 2017. În conformitate cu prevederile articolului 58 aliniat 1 litera din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni după efectuarea regularizărilor și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative ca sursă de finanțare cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Având în vedere faptul că pe drumul local din zona locuințelor Munteanu, Neculai și Dumitru în existența șanțurilor duce la inundarea gospodăriilor la fiecare cătere masivă de precipitații, se impune deformatarea acestora și montarea de rigole carosabile. Drept urmare, solicităm aprobarea utilizării sumei de 40.000 lei ca sursă de finanțare cheltuielilor secțiunii dezvoltare pentru obiectivul de investiții, amenajare, șanțuri cu rigole carosabile în zona locuințelor cetățenilor Munteanu, Neculai și Dumitru, introducerea obiectivului în lista de investiții pentru anul 2017, modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 22 din 30 martie 2017, suma de 518.700 lei, urmând a avea următoarele destinații. 388.700 la capitolul 84.0301 drumuri și poduri pentru refacerea infrastructurii calamitate, 90.000 lei la alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale pentru achiziționare încărcător cu cupă și 40.000 lei la capitolul drumuri și poduri pentru amenajare șanțuri cu rigole carosabile în zona locuințelor cetățenilor Munteanu, Neculai și Dumitru. De asemenea, se impune diminuarea valorii obiectivului refacere infrastructurii calamitate pe raza comunii Ardeoani din lista de investiții cu suma de 40.000 lei, 388.700 lei față de 428.700 lei prevăzut în bugetul aprobat anterior. Mulțumim, doamne, ce v-am închisat. Dar vreți cineva să ia cuvântul? Domnul Burla. Având în vedere că sunt vecin cu problema spusă de dumneavoastră acolo și am șerut pe domnul Vici și sunt convins că eu ne-am înțeles întotdeauna, acolo știți care e problema, domnul Vici? Trebuie leacă să-i atenționați pe ăștia, dumneavoastră a spus niște convocări pe gardă. Ei râdeau cu la vreo, că din omul îi face. Ei nu știu că băieții ăștia de la 416 sunt foarte puțin, așa, și acționăm, părerea mea și conducerea știi mai bine ca mine, numai acolo în situații de forță, la un bătrân, la un bătrân care a bătrân, păi tu stai și fumezi la crucibă și zici, bă, n-are ce să-mi facă. Cum adică n-are ce să-ți facă? Pentru că dacă ne dăm noi seama așa, a trecut pe acolo de 1000 de ori, au căzut toate poamele acolo în șanț, s-au înfundat că acolo era ceva mai dulce șanțul ăla, de se putea prelua debitul de apă și acolo, cu permisiunea dumneavoastră, sunt convins că o să ne ajutați, o să trebuiască când o să puneți un tub de ala mai mare, o sită de aia prisantă. Se înfundă, o rădici, cineva care se ocupă acolo ca să nu le îndună. Chiar și eu mă duc, nu-i nicio problemă. Nu-i... Cam atât. Și vă mulțumesc. Câteva luni o să avem poliție locală. Nu, domnul Vici, nu cu poliția nu merge. Noi trebuie să avem o leacă de bun simț, noi trebuie să fim, să ne călăuzim că trăim în așa trebuie. Așa trebuie, dar știți unde e cu bun simț. Lipsește cu desăvârșire. Deci ați văzut cum se procedează. Că știți dumneavoastră că dacă face curățenie ăla din dreapta și din stânga și ăia la 2-3 nu fac, are toate,
conglomeratele alea vin și să un pot și așa drumul ăsta e bunișor, zic eu. Așa, de acolo de la ulița Vârlăneștilor și partea aia spre Prăjești, dacă se înfundă, nu vine și rupi și digul ăla acolo la stângași. Da. Dacă nu-i nu nimeni... După cum știți, acolo s-a diplomat la șanțul. Da, am văzut. Eu nu văd gurus acolo. Și sperăm ca să înlocuim talele alea de beton cu rigole din astea care îi punem acum și rezolvăm treaba până la capăt. Deocamdată acum numai ca să dăm drumul la... Iar vis-a-vis de drumul ăsta la Munteanu, după cum știți și dumneavoastră, drumul fiind foarte îngust, deci cea mai bună soluție care am găsit-o și cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu rigolele astea carosabile, deci nu afectează lățimea drumului. Astea au capacele alea deasupra, vor fi câteva guri de captare. Da, dar se poate. Pentru că acum tot timpul am avut probleme cu inundații la gospodarii din zonă. La vecinilor. Da. Deci... Eu zic că se justifică. Eu cam atât. Dacă nu înțelegi cineva să ia cuvântă? Da, sunt de acord cu materialul prezentat de doamna Narcisa și mă bucur tare mult că sunt rezolvă problemele. Domnul primar. Dar permanent de acolo, deci să zic, da. E o chestie foarte importantă. De sunare nu au problemă. Trebuie să fac devoare și Iliești. Toți sunt. Și atunci eu sunt convins că dânsul, eu mai atenționat pe ăștia care stau și zic că să-mi iei creierile din șan. Ce înțeleg creierile din șan? Cealaltă problemă că fumează și beau acolo, ăștia sunt oamenii, ca să știți. Noi, n-ai ce să le faci. Ăștia sunt oamenii. Dar s-o cam rezolvat. Care au avut, au făcut și care au avut bun simț și au făcut treaba în fața gospodării. Care au avut mai puțin, ne-am dus noi și au rezolvat. Aici e treaba de cultură. Da, dar ei nu conștientizează faptul că dacă vine o apă mare, se înfundă undeva și rupe drumul care e circulabil și pentru el, și pentru mine, și pentru oricine. Dar nu-l doare capul. Dar nu trebuie obișnuiți că vine primarul și face cuvântul. Păi asta am spus. Să va schimba, deci să va schimba. Dacă nu schimbă mentalitatea, sunt mulți care și pleci. E obligat. Nu știu dacă îi trec la primărie vreodată să achiziți puțin taxe pe care le-au, știu eu. Cred că trebuie. Dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul, am avut proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Unanimitate. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local al Lea. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Macadam Buran, președintele Comisiei de Societate, trimite avizul Comisiei Reunite. Comisiei Reunite avizează favorabil. Proiect de adaptare. Îmi dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul. Raport de specialitate la proiecte de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local al Gheoare. Proiectul de hotărâre inițiat din formarea Comunei al Gheoare de la bază prevederile articolului 1, aliniatul 5 din ordonanța guvernului numărul 80 din 2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare. Conform căruia, unitățile administrative teritoriale stabilez normativele proprii de cheltuieli din natura celor care fac obiectul ordonanței prin hotărârea Consiliului Local, respectiv hotărârea Consiliului Județean. Față de cele prezentate și având în vedere că ordonanța a fost modificată în cursul anului 2015 prin legea numărul 258 din 2015 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului numărul 80 din 2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice, lăsând la latitudinea consiliilor locale stabilirea normativelor proprii respective și consumul de carburanți, am întocmit acest raport prin care s-a aprobat consumul de carburanți la nivelul instituției noastre. Întrucât la începutul lunii aprilie 2017 s-a achiziționat utilajul încărcător frontal OJ20, este necesar să se aprobe consumul de carburanți în vederea justificării atât a consumului, cât și a cheltuielilor în ceea ce privește lucrările ce se vor executa la nivelul comunei. Ulterior, s-a verificat și constatat că în fișa tehnică de consum pentru tractorul cu numărul de matriculare 81 ardeoane este trecut ca și consum de 6,5 litri la oră și nu 5 litri, cum a fost aprobat în ședința din luna decembrie 2016. Celelalte cantități pentru autoturisme și tractor rămân neschimbate. Dat fiind faptul că o să fie luni în care consumul de carburanți o să fie mai mic sau cu încadrare la limitele stabilite prin hotărârea Consiliului Local, iar în alte luni
și aici o să subliniem perioada de inundații, căteri masive de zăpadă sau alte lucrări, o să se depășească consumul de carburanți cu anumite utilaje, așa că propun ca acele cantități de carburanți neconsumate într-o lună să poată fi utilizate în luna următoare. Motivat de prevederile legilor sus menționate și cu respectarea articolului 36 de aliniatul 9 din legea numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator. Mulțumim, domnul Vizmar. Atunci cineva să ia cuvântul? Da, aici, în o secundă, mă scuzați, am să vă prezint. Deci, la Dacia Logan, Bacău 24 CLA și Bacău 07 RB rămâne consum același, microbuzul școlar rămâne la fel, tractor 01 ardeoani, 5 litri pe oră, iar la tractorul Bacău 81 ardeoani, deci consumul va fi de 6,5 litri la oră. Și avem limita maximă 300 de litri. Iar la încărcătorul frontal OJ 20 ardeoani Bacău 86, consumul va fi de 8,5 litri oră, deci un consum cu limită maximă 400 pe lună. Da, eu am să spun ceva. Deci, câte înțeleg eu acolo că ați prezentat toate utilajele și chiar autoturismele care consum. Vedeți că una spune fabricantul cu consumul, cu virgulă consumul, și una când e la fața locului, care sunt. E zăpadă, când dai atâtea ori înainte, înapoi, treci peste ei, și așa mai departe. Și alte lucrări. Eu sunt de acord cu ceea ce ați constatat dumneavoastră pe teren, cât se consumă la un ceas de vreme, să-mi spune consumul care este. Și consum de ulei, și consum de carburant, și așa mai departe. Cam atâta. Nu am. Da, am ascultat ce a prezentat domnul Vițe și foarte bine, dar am să fac o precizare, dacă cu găduința la conducere. E foarte bine că într-o lună poate nu o să fie consumul și o să fie pe luna respectivă, foarte bine să vă orientați. Problema în sine când o să aveți o portiță așa mai liberă, să ne orientăm un pic și la pârâul la frasmă, că ăla ne face mereu probleme. Ai acolo frasmă, din coace camul și ușcale mai aveți dumneavoastră la ele. Cam atât am avut de zis. Da, avem o vedere, dar cu udilașului nostru. Slab. Da, acolo vă dați seama că dacă ar avea un braț să putem excava, e vorba de canon. Deci are încărcătorul frontal. N-avem cum să băgăm în canon. Nu, dar este de la, ne-ar putea să ne ajute, de la Națională. Și o zic că e, în primul rând, chiar șosea națională a stricat apă. Da, e o porțiune de la axa ADN-ului, nu știu cât spune, 3 ADN-ului, restul... Ah, da, mulțumesc. Dacă mai trebuie cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat de executiv. Cine este pentru? Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta numărul 3027 din 24-4-2017. Deci doamna Gherasemescu Luminița cere în acest referat să aprobăm executarea documentației cadastrale pentru obținere carte funciară conform legii numărul 50/91, în vederea obținerii autorizației montare rigore carosabile, Munteanu Nâneculai, Munteanu Dumitru, satul Mântuiești, comuna Ardeoan, județul Bacău. Deci e vorba de documentație care trebuie documentă pentru ca să putem monta rigolele carosabile care le avem achiziționate. Dacă sunt discuții pe tema aceasta. Da, sigur că da. Deci sunt de acord cu treaba asta, că trebuie făcut cadastru pentru... Cunoașteți acum problema? Cunoaște, da. Foarte bine. Da, tot sunt discuții de atâta timp. Și trebuie făcut, nu? Așa. Dânsa au făcut materialul, nu au făcut geaba acolo, ca să vină, ca să văd că ea s-a foarte niște cheltuieli, probabil, nu? Și așa mai departe. Sunt de acord? Absolut. Sunt de acord cu materialul prezentat pe... Mulțumim. Aici. Nu. De acord. Ești de acord. Mai atins. Supun la vot. Proiectul de hotărâre. Informarea numărul 127/2017 și acordul de reabilitare după 129 din 4-4-2017 prezentat de 10 APS Autosrede, Valea Șosii, județul Bacău. Domnul viceprimar. Da, deci aici, ca o să vezi, așa e vorba de societatea Flex Auto SRL, care eu cred că
E bine să avem acordul ăsta prin care să-i obligăm să reabiliteze drumul pe unde trec cu camioanele și să execute șanțurile de la marginea drumului. Deci cam asta. Deci asta e cam un fel de avertisment pentru ei. Da, să facă ei de, într-adevăr de sunt să... avizați de apele, să-și facă treaba. Dar folosesc drumul, drumul nostru și eu zic că este normal să reabilitez, că să folosesc de el. I-ați înștiințat tot absolut, nu știe despre ce-i vorba. Treacă la treabă. Da, și în momentul, domnul vice, dumneavoastră o să fiți plâni pe acolo. Dar nu că niște piatră de aia mare, că o să mai, și dumneavoastră și oricine trece pe acolo, să aducă niște nisip de la, nisip de la scort, adică mai scortos, așa, că poate nu mai exprim bine, granulat. Și mai granulat, așa, ai dreptate, nu? Și mașinile o să-l bată, nu-i nevoie, dar să nu-l pună, să-l pună prin, pe măsură ce se basculează, să... După cum bine știți dumneavoastră, deci drumul ăla arăta catastrofal, deci... Mă refer în spatele complexului până unui au ei punctul de exploatare. L-au reabilitat, au pus balastul, dar eu mai mult aș vrea de la ei drumul ce ține de la DN 2G și până la POR. Deci aici să fie... Au mai intervenit, deci trebuie să ne cunoaștem, șanțul l-au executat acolo de curând, dar se poate mai bine. Deci trebuie rezolvat drumul ăla, ca acolo. Dacă mai doriți cineva să-l cuvântul, fiind depuizate toate problemele la ordine de zi, deja au închise lucrările ședinții.